Invitatul Dalilei de astăzi este dovada maximă că în România se întâmplă foarte multe lucruri frumoase create de oameni cu adevărat minunați. Numele lui e strâns legat de marile succese ale fotbalului românesc. Zeci de goluri a înscris pentru Steaua și Naționala României și a dus acasă Cupa Campionilor Europeni tocmai din Sevilla, unde a cerut să bată și a tras cu fentă atât de calm și de natural, încât peste exclamații de admirație orice cuvânt este de prisos, ne spune chiar Wikipedia. A fost coleg și este prieten cu Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Stelea, Pițurcă, Bioloni, Ducadam, devenind ca și ei idol pentru generații de iubitori ai sportului rege. A jucat pentru România la un campionat mondial și a antrenat ca secund echipa națională. A mai mers la două mondiale în calitate de antrenor secund și a spus mereu peste tot cu mândrie că e român. Pentru toate aceste motive și atât de multe altele, suntem onorați să vi-l prezentăm la Fițe cu Dali pe Gavrilă Pele Balint. Ne-am întâlnit la un ceai de asomie în grădina hotelului Ramada din Herăstrău și a fost o reală plăcere să petrecem câteva momente alături de un bărbat pedant, extrem de amabil și natural, așa cum pot fi doar cei care nu mai au nevoie să-și dovedească valoarea. O zi de vară, un invitat de excepție, un interviu senzațional, Gabi Balint la Miss TV, televiziunea oamenilor frumoși din România. Că îmi plac oamenii, știi, pe care nu-i vezi toată ziua decât la locul de muncă, știi? Exact, exact. Și în alte... Care sunt discreți. Da, oamenii discreți, oamenii familiști, deși eu în momentul ăsta nu sunt. Dar cum sunteți? Eu sunt un, să zic, și puțin rebel în momentul ăsta și... Vă rog să-mi exemplificați. Păi, faptul că îmi place foarte mult să mă plimb cu motocicleta și că, bine, avem un grup al nostru cu care facem destul de multe călătorii și acum mai am un fost coleg. Știu că sunteți pasionat de motoare și că aveți un... Un Harley Davidson. Sunt fan, da. E furios? E mai mult decât un motor, e, eu știu, un stil de viață în momentul ăsta pentru mine, da. E furios, dar nu sunt eu furios pe motor, eu... Încerc să profit mai mult de libertatea pe care mi-o oferă și de, eu știu, minunățile pe care le vezi de pe un motor și nu le vezi din mașină, de exemplu. Și senzația, bănuiesc. Senzația, da. Mie mi-este frică, sinceră să fiu. O singură dată m-am urcat pe un motor și am zis că nu mai vreau. Păi te-ai urcat din două motive, ți-e frică. Te-ai urcat pe un motor nepotrivit cu un băiat nepotrivit. Un șofer nepotrivit. Păi vezi. Da. Probabil. Nu știu ce să zic, dacă aș mai fi deschis a doua oară să încerc experiența. Spuneți-mi de unde vă îmbrăcați. De unde? Nu, no, asta cu moda, nu. În general îmi place să fiu nu foarte leger. Nu sunteți fashionist? Nu, nu, nu. Îmi place să mă îmbrac foarte lejer, sport, jeans, tricouri, vara. Nu suport costumele, cravata, nu știu. Da, cred că v-ar sta bine la costum. Sau încă cream că zici la vârsta pe care aveți. Nu, dar ce sunteți? Aveți 25 de ani? No, puțin mai mult. Hai, vedeți, da. Am ghicit, mă pricep foarte bine la asta. Sigur că de multe ori trebuie să te îmbraci elegant, dar eu cum nu sunt un tip monden și nu-mi plac, eu știu, toate recepțiile sau unde sunt invitat, încerc să evit întotdeauna, pentru că nu mai e locul meu acolo, mult mai mult. Mult mai bine mă simt în momentul în care, eu știu, ies la o terasă sau plec și mă plimb, fac un drum până la munte cu motocicleta și asta îmi place cel mai mult. Deci cu hainele, cu moda, cu sunt total pe din afară, nu nici măcar. Dar spuneți-mi măcar ce parfum preferați. Cartier Declaration, ăsta e parfumul care îmi place cel mai mult, sau Declaration, cum zic englezii. Da. Eu l-am spus în franceză, da. Da, bună alegere. Cu hainele, nu... Hainele stau prost, nu? Nu, că stați prost. Mie mi se pare foarte ok. General, Harley, vă rog să, Robert, dă un detaliu pe cămașa domnului Balint. Bineînțeles, fan înfocat Harley Davidson. Să revenim puțin la fotbal, că la asta vă pricepeți cel mai bine. Întotdeauna m-am întrebat ce face un fotbalist în cantonament, în afară de pregătirea fizică, bineînțeles. Spuneți-mi și mie, cum se relaxează sau ce aici, fac acolo? Aici pot să-ți dau două exemple. Unu, ce făceam noi în cantonament,
Da, aș vrea să știu. Și ce făceați? S-au schimbat vremurile, știi. Noi stăteam în primul rând mult mai mult în cantonament decât stau jucătorii ziua de astăzi. Cam cât? 2 zile înainte de meci, câteodată și 3-4 zile dacă era un meci internațional. Programul strict, care există și astăzi, de antrenament, masă, odihnă, ăsta a rămas, însă în timpul liber noi, în general, jucam remi, pe bani, nu mulți, dar așa, să fie o miză. Erați bun sau pierdeați mai mereu? Slab la remi, eu nu prea jucam, eu eram cu filmele. Dumneavoastră excelați în sport. Da, bine. Eu în acea perioadă cu alt grup de colegi ne uitam la filme, apăruse video, casetele video dublate în română și eu făceam rost totdeauna de filme bune și ne uitam la filme. Alții jucau remi, mai ieșeam la Băneasa, la Casa Albă, acolo era locul unde ieșeam noi la o plimbare, unde tot remi se juca și acolo, mai mâncam un profiterol chiar în ziua meciului, lucru care astăzi nu e normal să se întâmple, nu, la un fotbalist. E, astăzi se spun ce fac fotbaliștii în cantonament. E, și noi, apropo, atunci, în acea perioadă, undeva la 11 jumătate dormeam. Astăzi, fotbaliștii, în afara programului strict pe care l-au, stau pe net. Pe Facebook, stau ca pe să Facebook, spunem direct. Stau, da. Și vă spun eu, agață fete. Eu nu spun neapărat lucrul ăsta, dar ce se întâmplă și ce nu e normal, stau de multe ori în nopțile până spre dimineață, pe la 3-4 dimineața, și a doua zi au meci. Ei trebuie să fie concentrați, trebuie să fie montați pentru acel meci, însă ei sunt cu mintea în alte locuri și atunci e o problemă astăzi. Internetul, toți au tablete sau laptopuri în cantonament, toți sunt conectați la lumea virtuală și se cam pierde un pic din concentrare. Asta e o problemă în ziua de astăzi pentru fotbaliștii care stau în cantonament. Însă, încă o dată, se stă foarte puțin azi în cantonament. O zi maxim. Maxim, chiar o seară doar, unii vin seara înainte de meci, numai că asta e. Dumneavoastră sunteți și antrenor, după cum toată lumea știe. Ce echipă v-ați dori să antrenați? Asta e cea mai... Stupidă întrebare. Da, nu, e... Nu știu, mi-am asumat-o, aș fi vrut să mă leg un pic și de cariera dumneavoastră de antrenor. Îmi cer scuze dacă e stupidă, penibilă, hai să încercăm să răspundem. Răspund și nu o să-ți dau un nume de echipă, ci o să spun așa, vreau să antrenez o echipă unde există organizare, unde există o siguranță financiară cât de cât, unde există un obiectiv, da, și profesionalism. Asta îmi doresc să antrenez. Indiferent că e o echipă mai mică sau o echipă mai mare, nu, dar e important ca să întrunească aceste condiții. Spuneți-mi, ca și antrenor, sunteți dur cu elevii dumneavoastră. Cum îi motivați atunci când se află într-o situație critică, să spunem, pe teren? Știi, ca antrenor trebuie să fii și un bun psiholog. Unii își mai au psihologi la echipe, dar nu întotdeauna dau rezultate, pentru că jucătorii nu îi tratează cu multă atenție și cu seriozitate cum ar trebui. Și atunci antrenorul trebuie să fie psiholog. Gândește că lucrezi cu 20 și ceva de caractere diferite și trebuie la fiecare să-l cunoști, în primul rând, pe fiecare cât mai repede și să-i găsești la fiecare drumul spre minte, spre suflet, spre inimă, ca să poți să-l faci să se concentreze la fiecare joc, să dea 100% pe teren. Și atunci cu unii te comporți într-un fel, cu alții în altfel. Cu unii ești blând, știi că sunt mai sentimentali, mai iei și pe latura sentimentală. Alții sunt mai indisciplinați sau sunt mai duri și atunci trebuie să te comporți mai dur. Deci eu cred că diferă. Iar cu toții la un loc, cu echipa, în momentul în care trebuie să-i cerți, trebuie să-i cerți. Și am intrat și eu în vestiar de multe ori și am mai dat cu piciorul într-o sticlă cu apă. Ai, sper că n-ați înjurat. Am mai scăpat și câte o înjurătură, dar niciodată adresată cuiva, asta nu. Niciodată n-am înjurat un jucător sau nici măcar adversari, nici măcar arbitri. Pentru că nu stă în caracter. Însă, sigur, să ridic tonul, să mă enervez, o fac și eu. Deși eu ar trebui să fiu primul care să fiu calm, însă de multe ori mai îți ieși din pepeni. Sportul de performanță cere disciplină, în primul rând, așa că...
Totul pleacă de la disciplină și de la detalii, totul pleacă. Dacă nu le organizezi pe toate foarte bine și nu ții cont de ele, nu ai cum să ai rezultate. Hai că ăsta e citat, ăsta trebuie să-l pui undeva. Vă rog să puneți ghilimele. Robert, pune ghilimele pe cameră ca să fie acolo, să se vadă. Ce faceți vara aceasta? Unde vă petreceți timpul liber? Ce destinație de vacanță ați ales? Insule exotice sau da, rămâneți pe aici, prin România? Nu, insule exotice nu, că e departe și nu-mi place să zbor mult cu avionul. Mai cunosc pe cineva? Da? Bine, acum dacă mi s-a prelungit vacanța, pentru că eram antrenor până acum puțin timp, dar am terminat. Da, la FC Vaslui, dacă nu mă înșel. Așa, vezi că știi. Mi-am făcut temele. Foarte bine. Și acum, dacă tot vacanța se prelungește, o să văd. Nu mi-am programat și nu-mi programez niciodată nimic, pentru că o singură dată mi-am programat o vacanță în Statele Unite cu 8-9 luni înainte și nu m-am putut ține de ea. Și am pierdut toți banii pe care am plătit pentru vacanța respectivă și atunci nu mai îmi place să... Sunt spontan. Seara pot să faceți stau ce să... vă trece prin cap, da, așa? Da. Seara să mă gândesc să-mi apare ceva. Dar ce zodie sunteți dumneavoastră? Capricorn. Cea mai bună zodie, da. Bineînțeles, cea mai bună zodie. Și cea mai rea care ar fi? Nu știu. Rămânem. Noi suntem pozitivi, optimiști, rămânem în aceeași notă. Da. Scuzați-mă, v-am întrerupt ideea. Deci, sunt spontan și de multe ori mă urc pe motor și plec. Câteodată nici destinația nu aleg, doar direcția. Dar plecați direcția așa singur sau luați câte frumoasă domnișoară în spatele? Îți dai seama că nu plec singur, rar plec singur, dar nu numai neapărat o domnișoară în spate, ci mai sunt și alți prieteni care sunt amatori de câte o plimbare și plecăm în gașcă, așa cum suntem noi, facem parte din HOG, din cea mai mare organizație de la Harley Davidson din lume. Plătim cotizație în fiecare an, deci nu suntem chiar așa la întâmplare. Profesioniști din toate punctele de vedere, da. Vreau să-mi spuneți ce să vă mai întreb eu. Ia uite-te, ți-ai notat acolo? Nu, oricum îmi notez, dar niciodată nu. Da. Nu țin minte, sunt foarte spontană, uite, dărâm și masa până una alta. În afară de motoare, mai aveți și o altă pasiune? Femei frumoase, cumva? Păi asta putem să-i spunem că e o pasiune? Nu. Dar nu. Ce este? Nu poate fi considerată o pasiune sau un hobby. Mulți așa zic. Asta depinde de moment. Când ești într-o relație, când... Păi spuneam că nu discutăm despre probleme bine personale. Bine, n-o să mai întreb nimic, am acertat și nu mai întreb nimic. Nu-mi place am glumit. Să vorbesc despre viața mea personală, decât așa... Și eu vă apreciez discreția și vă respect. Mulțumesc. Ce muzică ascultați? Ce vă relaxează? Deci, muzica mă relaxează foarte mult. Chiar am compus și eu la un moment dat, prin anii 90, și am făcut... Interesant, asta chiar nu știam. E pe internet. Vă rog să-mi trimiteți un link. www.gabibalint.ro, acolo. Ați auzit și voi? Da, este muzica instrumentală pe care am compus-o între anii 90-96, cam așa. Aveam un mic studio atunci. Da, în Spania mi-a venit ideea când jucam acolo. Dar mi-am dat seama că nu e... Asta a fost așa, a apărut muzica electronică cu ajutorul computerului și asta am făcut-o și eu, pentru că nu știu să cânt la niciun instrument, deși am făcut două videoclipuri în Spania. Aveți voce? Voce cam de nota, hai să fiu indulgent, 5, să zic așa, deci la karaoke nu prea mă bag, că nu... Nu pot să-mi dau cu părerea, mai întâi trebuie să ascult și apoi, apoi poate o să-mi dau cu părerea, dacă îmi permiteți, bineînțeles. Dar ce fac cântăreți preferați? Deci vorbeam de stil. În primul rând, rock. Rock ascult pentru că îmi place foarte mult. Și l-am descoperit, bine, cam de când mi-am descoperit și pasiunea cu motoarele. Înainte ascultam jazz, blues, cam orice stil. Ascult și dance. Chiar ieri mă întorceam de la munte cu mașina și aveam un disc clubbing. L-am redescoperit, aruncat pe acolo în mașină și mi-a plăcut, mi-a dat o senzație așa de bine. Pe mine
Eu fără muzică nu pot să... Nu există zi să nu ascult muzică. În mașină ascult tot timpul și la volum maxim, chiar dacă mă plimb prin București sau... Așa îmi place să ascult muzica. Dar rock. Chiar și în cască, când merg pe motocicletă, am un sistem Bluetooth și am în telefon muzică și îmi pun muzică. Și îți dai seama. Sunteți o fire cumva extrovertită sau introvertită? Vă exprimați prin muzică? Atunci când cuvintele nu vă sunt la îndemână? Nu, în general mă exprim prin cuvinte, pentru că le găsesc întotdeauna. Observ. Nu mi-e greu. Am deja acum destul de experiență ca să încerc să ies din orice situație, dacă e nevoie. Sau să încerc să-mi exprim orice sentiment. Ați călătorit foarte mult prin lumea întreagă. Da. Care vi se pare cel mai frumos oraș? Cel mai frumos oraș, țară? Ca țară, Spania, pentru că acolo am trăit 3 ani. Și mi-am făcut prieteni și m-am simțit extraordinar în Spania. Ca oraș, cred că Parisul totuși rămâne cel mai frumos pentru mine. Asta, așa că mi-a venit. Dar cel mai luxuriant oraș care vi s-a părut? Păi tot Parisul rămâne. Tot Parisul, moda și tot ce... Însă, sincer, nu prea îmi plac francezii acolo. Nu știu, rămân. Ce au francezii? Prea fandosiți, mi se pare. Acum mi-am făcut dușmani. Nu cred că v-ați făcut deloc dușmani. Sunteți un om direct care își expune punctul de vedere fără niciun fel de problemă. Așa e. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația mea. Sunt convinsă că și voi, cei care ne urmăriți, sunteți foarte fericiți că îl vedeți pe Gabi Balint, marele Gabi Balint. Vă doresc o după-amiază plăcută în continuare. Și vă mai aștept la Miss TV.